Au fost din nou tensiuni în ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, asta după ce pe ordinea de zi au fost introduse alte două proiecte legislative care vizau transferul Parcului Municipal Vest în patrimoniul Consiliului Județean Prahova. Primul proiect a vizat revocarea hotărârii prin care au trecut cele 10 hectare din domeniul privat în domeniul public al municipiului. Demersul vine după ce Prefectura Prahova a declarat nelegal transferul în contextul în care suprafața de teren figura ca fiind islaz. E vorba de revocarea hotărârii numărul 1 în urma solicitării prefecturii care trebuie să primească răspundere. A urmat un al doilea proiect de hotărâre privind transferul parcului, unde inițiatorii au adus modificări în încercarea ca de această dată demersul să nu mai fie declarat ilegal de către prefectură. Ce observă aici în nouă inițiativă practic de a prelua parcul municipal Ploiești Vest? Se răspund într-adevăr la niște puncte pe care domnul prefect a adresat, dar la punctul cel mai important, pe puțin din punctul meu de vedere, privitor la încetarea uzului, încetarea utilității, nu s-a răspuns în niciun fel. Se poate transmite de la autoritate la alta, doar când acea autoritate care transmite acel bun nu îl folosește în vreo fel, adică se referă în practică la terenuri nefolosite, terenuri care au fost afectate, terenuri care sunt în paragină, nu putem să vorbim de treaba asta. De ce? Nu doar din urma rapoartelor trimise de diverse departamente din primărie, dar inclusiv în corpul hotărârii și în anexe se face referință la diverse bunuri pe care există în acest parc. Mă reamintesc, probabil că știți, fiind consilier în acest mandat, că onorul Consiliului Local a adoptat hotărârea 173 din 27 aprilie 2023, care în nota de fundamentare a proiectului, așa cum prevede codul administrativ, a avut această justificare temeinică a încetării interesului sau uzului local. Această hotărâre 173 a fost analizată de către instituția prefectului județului Prahova, care nu a avut critici de legalitate cu privire la acest aspect. Consiliul județean a solicitat cedarea Parcului Municipal Vest pentru realizarea unor investiții. Este vorba despre o sală polivalentă, un bazin de not, un patinoar acoperit și un parc tematic bazat pe realitate virtuală. Primarul Andrei Volosevici a susținut că investițiile promise de Consiliul județean ar putea fi făcute și printr-un parteneriat între cele două instituții, fără să fie nevoie de transferul de proprietate. Pe poziția mea clar asumată este să se facă investiții în limitele legale, păstrând tot ce înseamnă zona verde, și aceste investiții se pot face foarte liniștit în contextul în care parcul rămâne în patrimoniul Ploieștiului. Am depus cu toți un jurământ fără niciun fel de problemă de a avea un parteneriat asumat pentru o hotărâre de Consiliu Local și o hotărâre de Consiliu Județean. Bunurile prevăzute la articolul 1 se transmit cu menținerea suprafeței de spații verzi cu respectarea dispozițiilor articolului 18 din legea 24/2007. Cine nu știe legea 24/2007 se referă la spațiile verzi. Direcțiile de specialitate ale primăriei au avut rapoarte nefavorabile, iar secretarul general al municipiului, funcționarul care supraveghează legalitatea documentelor din instituție, anunța că nu va contrasemna de legalitate nici de această dată hotărârea. Totuși, după lungi dezbateri, noua hotărâre privind cedarea Parcului Municipal Ploiești Vest a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri, fiind susținută de consilierii de la PNL, USR și Pro România.